Salutare, dragii mei prieteni! Astăzi va fi o temă deosebită, dar nu vom face antrenament sau workout de motivație, dar vom vorbi despre scopuri, despre țelurile care trebuie să ne le punem mereu ca să devenim cineva. Deci când vă spuneam la început de anul, când s-a început anul 2018, vorbeam despre scopurile care trebuie să vă le puneți, adică să aveți niște scopuri, niște țeluri pe anul acesta care trebuie să le realizați. Dacă nu o să fie puse scopurile în caiet, nu știu, nu cred că o să puteți să realizați ceva. De aceea vă sfăt că chiar și acum, deja au trecut 2 luni, s-a început a 3-a lună, este martie, dar puteți să scrieți chiar acum, să lasă un caiet, tu care te uiți acum, da, ieți un caiet, un carnet, orice, și începi să scrii scopurile care vrei să le realizezi. Scrie minimum 10 scopuri. Dintre aceste 10, cele mai importante care doresc să le faci, alege 3. Dintre cele 3, alege 1. Și așa încetișor, începi să le realizezi. Căci doar ceea ce e scris cu pixul, mereu rămâne scris cu pixul, nu se șterge, înțelegeți? Doar cu corectorul poți să ștergi. Dar ceea că tu ai, adică un scop în cap, aici pus, se șterge și dispare. Căci tu nu poți să ții minte mereu, poți să ai emoții diferite, poți să ai zile grele, poți să ai stresul și tu uiți de scopul acela și gata, s-a dus scopul. Dar dacă tu ești scris aici și mereu, măcar o dată pe săptămână să deschizi acești carnet, să te uiți în el, ce ai scris, scopurile tale se vor realiza. 50% este ceea că tu scrii. Deci scoateți-vă un carnet și scrieți și voi. Scrieți-vă scopurile care doriți să realizați. La fel cum eu le-am scris și eu, deci doar atunci când vei scrie ceva, va rămâne pe foaia aceea și înțelegi, tu chiar și când o să crești mai mare, să te uiți pe foaia aceea, să se spui, da, o să poți să demonstrezi cuiva, căci tu ajungi la un moment, da, crești mai mare și poți, iei carnetul acela și uite-te, să arăți la cineva, să-i demonstrezi că, uite, scopul acesta era scris aici, un an sau doi sau trei în urmă și acum l-am realizat. Dacă tu doar să ai aici scopul, știi, în cap, nu o să poți să demonstrezi nimănui că acesta a fost un scop. Tu să spui, da, eu am avut un scop ca să devin cineva în viață și am devenit. Dar tu nu o să ai niciun exemplu, tu nu o să ai nimic. De ce? Vă spun, ceea ce e scris cu pixul, cu pixul rămâne mereu pe foaie, înțelegi lucrul acesta? Nu va fi greu, luați-vă 5-10 minute, știți, și gândiți-vă, 10 minute dintr-o zi și vă gândiți să scriți acele scopuri. Minimum scopuri țeluri care vă vor aduce spre ceea ce doriți, înțelegeți? Orice persoană renumită, orice persoană a avut scopuri și a mers încetișor spre el și le-a realizat. Nu așteptați niciodată cineva să vă dea ceva. Nimeni nimic nu vă este viitor și nimeni nu vă va da nimic niciodată. Doar voi trebuie să mergeți și să luați acel lucru. Dacă să luați, trebuie în primul rând să vă scrieți scopurile, să vă faceți un plan și încetișor, cu pași mici, dar constanți, să vă deplasați spre acel cel și scop. De aceea, dragii mei prieteni, eu sper că această informație v-a fost de folos și sper că voi veți face acest pas, da, să luați un file, faceți un carnet în care să scrieți aceste scopuri. Și undeva peste un an sau, nu știu, o lună să-mi scris, Mihai, mulțumesc că m-a ajutat acest sfat și mi-am îndeplinit scopul. Așa că scrieți aceste scopuri, scrieți și la un comentariu de la video cinci care deja s-au scris scopurile în carnet și merg micetișor spre ele. Și cred că aici o să încheiem, dacă vă este interesant așa fel de format de video informativ, adică să vă învețe ceva, atunci lăsați-vă like-urile, apriți notificările și abonați-vă desigur la canal. Căci foarte mult mă sprijin acest lucru, da? Și mă face să fac cât mai multe videouri, să fac cât mai multe video pentru voi, să vă învăț și pe voi câte ceva ce cunosc și eu la rândul meu. Totul video nu vă spune despre scopurile mele, dar vă spune despre elementele mele care trebuie să realizez până la 30-12-2018. De aceea, abonați-vă la canal, cei care sunteți noi, nu uitați să apreciez notificările încă o dată și mereu mergi spre visul vostru, doar înainte, niciun pas în urmă. Orice om deștept a avut doar un vis, doar o idee. Și când acest vis și ideea a devenit adevărată, doar prin muncă, ambiție și perseverență. Cu voi a fost Mihail Isaicu, sper că v-a plăcut acest video. Pace, iubire, fericire și ne vedem desigur data viitoare. Nu uitați să antrenați, nu doar mușchii, dar și creier. Pa, pa!